Bau! Te-ai speriat? Te-ai speriat, nu te-ai speriat. Atunci plec, pa! Bine, bine, glumesc, nu plec nicăieri. Bine te-am găsit la un nou videoclip pe Breasla Haiducilor, sezonul 5. Ultima dată am lucrat la acest turn imens și astăzi vreau să îl continui. Mai exact, o tonă de detalii care urmează adăugate, enchanturi, multe lucruri, așa că hai cu mine! Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. De început aș vrea să enchantez puțin, așa că am nevoie de câteva cărți, 4 bucăți de obsidian, 2 diamante și ca să craftez mai multe cărți, dăm aici sugarcane. L-am plantat în jurul insulei după l-am scos înainte de timelapse-ul de la început. Dăm cărțile, așa, las hârtia undeva pe aici, mai am câteva bucăți, hai că suntem bine, și mă interesează în felul următor, dăm enchanting table-ul și mai multe bookshelf-uri, că voi avea nevoie de lectern-uri acolo sus la balcon. Lemnul era pe aici, super, și câte reușesc să craftez? 32! Perfectos, dăm bețe de ultimele lemne și acum unde să-l fac? Cred că în partea asta, pe unde am început, ar fi cel mai bine. De început va sta afară, iar pe viitor îl voi muta înăuntru, dar pentru enchanturi îmi trebuie lapis și level 39, perfect, lasă fierul acolo, acum pe enchantat, însă ce-ar fi cel mai bine? Toporul, sharpness, bun, am breaking 3, arcul power 4, dar târnă copul fortune 3, eficiență 4, superb, fire aspect, am breaking. Ăsta, tot pe eficiență. Sincer să fiu, m-aș duce pe un nou târnăcop. Hai că am în partea asta niște diamante. Târnăcoapele astea rămân acolo, cu altă ocazie le voi folosi când va fi mending pe server. Dar până atunci, că probabil va fi destul de mult până să facem rost de el, hai să mai enchantez puțin. Mamă, eficiență 4, simplu. Dăm niște grindstone-uri, că am craftat câteva pentru designul de sus, să fie exact acolo. Gata, te-am dezenchantat. Ia zi șeful, Fortune 2. Mamă, l-am pus pe ăsta. Tu, de la tine faci urât, așa-i? Nu, tot Fortune 2 îmi dă. Hai, eficiență 3, power 3. Oare să dezenchantez tridentul și să-mi încerc norocul? O întrebare foarte bună. Din 4 enchanturi, asta e tot ce a ieșit, un târnăcop cu eficiență 4 și fortune 3, iar celălalt cu eficiență 4 și unbreaking 3. De început sunt foarte bune, ăsta pentru minat, ăsta pentru luat minereuri, deci per total, mamă cât tahanul e acolo. Trebuie să mă ocup și eu de turn ca să arate un pic mai frumos, așa că aici pe interior vreau pereții să-i aranjez ca lumea. Zis și făcut, nu mai am găuri în turn, totul e smooth, frumos, aranjat, poate ar mai merge pe aici pe acolo niște tuf, niște piatră, dar mă ocup cu altă ocazie, momentan aș merge până sus deoarece îi dezastru, adică am ajuns în partea asta și se poate observa podea din părți, ce mai avem prin partea asta, tavan din părți, opa, stai așa, începe să se oxideze, mamă, abia aștept să văd tot tavanul verde din portocaliu ăsta, îs curios cum va arăta, însă durează enorm de mult și în timpul ăla cel mai bine mă ocup de interior. Interiorul turnului este aproape gata, dar mai am de lucrat la exterior, așa că dau o tură rapidă până la nenea Colpir ca să îmi dea câte ceva, zicea că are el niște azalea triz și eventual chiar niște glow bush-uri de alea, mă rog, vedem. Hai că sper, asta e casa lui. Ei, Colpir! Ia uite, eu și ce? Dormit. Bă, salut, dormeam. Colpir! Neața, neața! Cine? Tu erai. Salut, da, Blue. Salut, am venit și eu până la tine. Ce faci? Eu uite bine, tu ce faci? Da, păi uite, am venit în vizită, că am văzut că ai frunzele astea și mă întrebam dacă mai ai niște azalea tri, să-mi dai și mie pentru... Bă, în primul rând vreau să zic că mulțumesc că n-ai furat. Da, ok, ok, da, nu-s Dani, ok. Nu ești ca vecinul meu de aici. A, veci... Mamă, dar cât aconacul și-o făcut, l-am văzut din pe partea aia. Bă, deci mi-a luat un episod întreg, mi l-a prezentat un episod întreg, e nebun. A, serios? Dar da, am azalea dacă vrei. Da, aș vrea, aș vrea. Și văzusem că ți-ai făcut tu aici pe la început de ăla de nămol. M-ajut să fac nămol?
Da, este așa de ușor, Blu, nu vine să cred că nu știi. Deci, îți trebuie ăsta. Ok, îți deci trebuie îmi trebuie... de... Ok. Hei. Mamă, pe bune că întreba... Bă, dar stai că pot să iau de la Dani, ok? Da, 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 păi și eu de la Dani am luat. Am înțeles. Și acum dacă le combin pe alea două, ar trebui să faci... Ah, da, packed mud. Ok. Și-l bag în stonecutter? Ah, nu. Da, e un proces așa de lung să faci niște blocuri. Da, 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 da. Păi îmi trebuie numai 16, ok. Păi, dacă vrei, furăm de la Dani. Ah, ok, și... păi hai să... Ah, dar stai să arăt căsuța, băi. Deci da, căsuța da. Mea. Deci ți-am arătat-o. Da, las, hai, mi-arăt acum. Ce căsuță e asta? E un hobbit hole, da. Am mai făcut, am mai văzut. Păi urmează aici să mai fac mai multe chestii, gen să fac și pe sus. Dar pe fi șmecher aici. Un peisaj, efectiv vreau să creez un peisaj, un copac custom, ceva. Mm-hmm, ar merge, ar merge și mai ales, uite, o scară, ceva de genul, până aici la un nou hobbit hole. Cu o da, scară, da, așa, da, pe nivele. Mai sus, mai acolo, nu știu, plănuiesc să mai modelez și... muntele ăsta că arată weird, adică, te ajut dacă vrei, că n-am mai făcut munți. Nu? Știi să faci tu terraforming? Terraforming mă descurc, munți mai greu. Da, și aici în casă nu avem prea multe chestii, avem flăcile astea trebuie astea oare? Pun, da. Dacă tot suntem aici? Astea, adică pot să iau din ele că-ți mai cresc? Nu, că ele nu cresc, trebuie să le crești cu bone meal. Poți să iei una și să crești. Ok, cresc cu bone meal, bine, atunci iau asta. Așa, gata, mulțumesc. Așa, și cam asta e fost, aici e un fel de sufragerie, nu e nimic, wow, aici dorm eu, aici pot să-mi închid lumina, uite, bam, oh, nice, nice, și s-a aprins, dar n-am fi și am lumina ambientală aici, uite, am lumina ambientală. Ai ascuns acolo, mamă, ok, aia da. Și am pus acest glow lichen să fie așa ca un design pe perete, să da, pare să știi, pare că ai așa, ce tare. A, da, și aici în continuare o să urmeze mult mai multe chestii, că, na. Da, da, da. Pentru început asta a fost. Tu îți dai seama că eu nu mi-am făcut o fermă până acum? Am făcut advancement? Nici eu. Ah, ok, nici suntem eu, bine. Cred, mă, nici eu. Bun, așa, păi, bun. 30 de guess, hai la tine? Da, hai la mine și am barcă, hai că mergem cu barca. Ei, na. A, păi pune aici, direct barca. Păi pune aici sus, ia uite, stai, așa, prin partea asta. Să ne dăm de pe munte. Păi ne dăm, ia uite, de aici, hai. Hai zic. Hai da. Let's go, mai încet un pic până și ne acum pornim. Ia uite, bum. Mă, parcă văd că mă omori cumva. Nu te omor, mă, n-am nimic cu tine. Mă, am 30 de nivele pierdute și... Eu și am pierdut mai înainte 30 de nivele, că am murit căzând de acolo de sus. De pe turnul tău, nu, de vrăjitoare? Din turn, da. Din turn. A, dar nu-i terminat, a? A, e aproape terminat, adică urmează, de asta am nevoie de azalea. Și ia uite, o chestie șmecheră. Atât. Powders, nu. A, da. Și vrei să te arunci direct, exact. Și să nu-ți iei damage. Exact, exact. Stai că nu poți să sar. Și o să-mi fac, pentru că, băi, uite, mișto. Ăsta e spațiu foarte mic și atunci pentru două lifturi de-astea, unul care să coboară, unul care să urce, e cam mic, știi? Da, ar ocupa prea mult spațiu din puținul spațiu pe care îl ai. Și atunci mă duc așa. Poți să arunci direct așa? Exact, și mă arunc după aia la final. Ia să vedem aici. Ah, nu, n-ai făcut interiorul. Ba da, am făcut, ia uite, că acolo jos așa rămâne, ca să fie mai gol un pic. Oare ce să pui aici? Niște tablouri, niște hărți? Da, niște tablouri sau hărți ar merge, dar numai pe pereți, că e cam mic. Ok, ok, ok. Simplu, drăguț, frumos, da. Bine. Ce poți să faci acum într-un turn? Nu prea poți să faci multe chestii. Dar pare spațios totuși aici. Mm-hmm, e destul de spațios. Very nice. Dar numai că aici poți să-ți pui un enchanting da, table? Da, acolo urmează enchanting table, în partea asta carpeturi și aici pătuțul. Cam asta e planul. Păi și unde pui următoarele cărți? Păi nu, că de enchantat enchantez în altă parte. Ah, e doar așa de design, da, ai zis. Da, 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 asta e doar așa de design. Și ăsta e balcon, urmează. Și de aici? Ce mișto se vede de aici? Așa, palatul, hanul lui Dani, acolo la Peter, poți să-i văd căsuța un pic. Casa lui Chobi, parcă. Nu se Peter. Vede, cam departe. Eu văd cumva. O vezi cumva acolo, ok. Cumva reușesc să o văd. Da, da, da. Păi, tot. Și acum mă arunc. Da, 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 aruncă-te, numai să nimerești. Da. Gata. Și asta a fost. Da, e o căsuță mișto, numai că cred că mai mult
Ce-a fost cel mai greu de făcut? Ce-a fost cel mai greu de făcut din tot ăsta? Măi, sincer, să adun materialele la început. Cam asta e cel mai greu. Fără încianturi. Extinzi insula, deja am început să extind insula, după cum se poate observa. Numai că am mai rămas fără dirt și trebuie să mă ocup de ăsta. Na, urmează. La un moment dat probabil mă voi muta, pentru că e o insuliță în zona aia și aș putea să-mi fac acolo, știi, o întreagă pădure din asta fantasy. Dar mai vedem noi. Păi asta, pentru început și eu, adică nu cred că o stau acolo tot sezonul, dă-ți seama, dar vreau să fac acolo așa puțin. Da, exact, și eu, ceva aici, încolo, micuț. Încolo, când mă plictisesc, merge schimbat locul. Da, dar nu știu ce facem asta la spawn. Clar. Asta e problema. Bă, asta va trebui să discutăm, să ne întâlnim toți și toate alea. Și să ne spună oamenii în comentarii dacă au ei ceva idei pe care să le facem la spawn. Ar fi super util să ne dea idei. Da, idei. Mai luăm câte una, bam, bam, le mai facem. Exact, bam, exact. E bine. Bun, mulțumesc pentru tot atunci. Ajutorul. N-ai un glass battle să-mi dai și mie? Așa de... Ba da, uite. Ah, super, perfect. Mulțumesc. Gata. Că mă apuc atunci de treabă. Gata, gata, mulțumesc. Mă duc să urc muntele acum. Da, succes. Chiar asta ziceam, că ar trebui să-ți faci și tu o daia ca și Peter, vezi un drum cât de cât. Da, păi vorbeam cu Peter că vreau să fac un pod din partea aia până la el, dar până aici nu știu ce ar trebui făcut. Da, aia zic și eu, de aici să-mi fac un pod acolo, din tur direct până la el. Băi, ar fi interesant, dar cred că ar arăta ciudățel kind of. Da, dar aș putea să fac fix de acolo, unde e calcitul, știi? De unde e mai jos un pic. Mhm. De aici, din turn, de la începutul turnului. De fix de acolo, de unde ziceam, camera aia goală. Da, exact, exact, ar merge. Bine, hai, te-am lăsat. Bun, noapte ne auzim bună, atunci, pa, pa. Noapte bună, pa, pa. Acum îmi dau seama că am primit Azalea, m-am învățat cum să fac rost de Mad Bricks, însă nu i-am dat deloc fier lui Colpir, așa că iau 16 bucăți și mă duc probabil cel mai bine cu un semn ca să îi le las la bază. Nu de alta, dar oricum trebuia să vin până aici pentru a face rost de niște powder snow, așa că dăm 6 găleți pline și ce ziceam de fierul ăla, îl las aici într-un butoi, văzusem că are o grămadă pe jos și cred că exact în ăsta sau așa pe colț. Numai bine, fierul, scriem așa, fierul promis. Atât, își dă el seama că e de la mine. 16 bucăți, să facem chestia asta. I-O-I, da? Am scris ioi, gata. Îți curioz dacă o să-și dea seama. Totuși, ce are el pe aici? Băi, cam sărăcie, n-o să mint. Dar, ia uite, are ce-mi trebuie. Glowberries din astea, am și uitat de ele. Oricum nu știe nenea Colpir că am luat eu două glowberries. Asta să fie ultima problemă. Oricum i-am dat mult mai mult fier decât cel mai probabil ar fi cerut el. Și în partea aia văd că nenea Peter lucrează la bază. A venit momentul să termin exteriorul turnului, că deja m-am lungit destul. Așa că am adunat frunze, craftat câteva lectern-uri și într-un final am reușit să termin baza de început, atât pe interior cât și pe exterior. Mai rămâne doar insula asta de aranjat și aș vrea să mă uit puțin la exteriorul ăla de la distanță. Salut, Dani, da. Salut! Ce faci? Uite, am venit la tine în inspecție, că am văzut că ai adăugat pe ce... Da, voiam să mă duc mai departe, să le arăt la oameni de la distanță, dar hai înăuntru dacă ai venit până aici. Ce faci, mă, fur cactus? Trebuie și mie un pic de cactus. Străiești un pic de cactus? Păi bine, și eu am furat de la Peter un pic, mi l-am crescut, i-am dus înapoi. Detalii. Eu am furat multe de la Peter, azi, dar nu știe nimeni. Ok, detalii. Hai înăuntru. Ia, ce-ai făcut? Ok. Mă uit la asta după. Hai sus. Da, hai să vezi. Aici, fii atent. O să vină noile poze din 1.21, alea care vin, urmează. Da. Alea cu alea șmecheri. Alea cu villager, cu chestii. Frați masoni, da. Da. Și aici, ia uite, lemn, piatră de toate, smithing table. Mamă, pizza, era să zic Peter, mamă, blu, dar la lemn. Pe că am plus mult viața mea la lemn. Păi l-am stricat pe toți, i-am dat și ție să-ți faci hanul. L-ai stricat pe tot, păi și nu vrei tu să vii să-ți arăt o schemă? Ce schemă vrei să-mi arăți? Păi că nu vreau să mor. Da, nu, că eu mă arunc. Mamă, să moare? Nu a murit, eu mă arunc aici normal. Stai așa, că de asta am și pus frumos. Aoleu, nu, să... Era să pic pe blocul de cupru, am zis că nu mor, dar... Da. Fii atent, hai cu mine. Hai că vin cu tine cu raftul ăsta, hai. Du-mă! Vino cu mine în barcă. Du-mă. Cu raftul ăsta. Și ia uite, vezi ce fain să vede acolo, s-oxidează și acoperișul. Băi, îmi place turnul tău.
Da, e șmecher. E verde, e foarte verde. Pare a forest așa, dar nu e, nu e pădure. E, da, bine că nu ți-ai dat în spatele lui totuși. De ce? E bine, nu ți-ai dat în spatele lui. Bun. Aia înseamnă că n-ai făcut nimic în spate, ai făcut numai în față. E, detalii. N-am, în spate n-am mai avut insulă de vegetație. Ești genul ăla de constructor, am înțeles. E, bun, aici trebuie să escaladăm muntele. Ah, ok, deci de aici escaladăm. Păi stai că... Da, mamă, bă, să vede, ești șmecher, îmi place de la distanță. Da, se vede bine ce ai. Păi normal. Luxus. Bă, trebuie să laud și eu, știi, ca și oamenii aia care au făcut și ei o chestie și să laudă. Grasule. Bă, plouă, mă, pe bune. Afară e furtună, în Minecraft e furtună. Pe bune, la tine plouă, la mine nu plouă, blușa. Na, la mine, bă, ce asta? Ia, casă. E, vino ca, vino ca, vino ca. Ce, avem alt vecin. Stătea Peter acolo, tu cu colpir în partea aici, altcineva. Știi ce e ăsta? Știi ce e ăsta? Păi casă. Șoc de lemne, Blue. A, șoc, magazin de lemne. Labla Ucrana se numește. O, salut, băieți. Salut, salut, salut. Salut, 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 prietenii mei. Ce faceți? Ați venit să faceți cumpărături? Bă, mă simt sărac, eu plec, nu știu de voi. Că... Nu-s patronul, eu-s patronul, măi. Tă-ți fui diamant. Bă, Blushman, ăsta este primul, cred că e primul, nu? Cred da, e primul, primul magazin, dacă zici. Lab... Aia zic. Ce mă asta? În ce limba ați scris aici? În spaniolă, nu știi spaniolă. Bă, nu știu, dar din nou mă simt sărac, voi toți full diamant, eu sunt aici cu fier, cap de vacă. Aoleu. Bă, eu am și capul tău acasă. Ah, ok, mamă, și ăsta cu cap de lamă. Da, aici o să fie shop de lemne, dacă aveți nevoie de lemn, oak, spruce. Păi și preț? Bărci, dark oak, sherry. Cred că o să fie 4 diamante pe... 4 diamante? Bă, da, îs sărac. Dar uite, dacă tot ne-am adunat toți aici, am o propunere pentru voi. Eu vreau capete, știi? Vreți să facem un concurs de adunat capete, o vânătoare de adunat capete? Bă, eu zic că merge. Merge. Ce ziceți, băieți? Niște puțin că mă sună Moni Calling. Răspuns sau nu răspuns? Ziceți repede. Da, mă, fai, facem. Super, dar vedeți că avem câteva reguli, da? Deci. N-are nimica. Fii atent, Blue. Înainte să spui regulile, dă-mi un pic capul tău de vacă. Nu-ți dau, mă, nimic. Dă-mi un pic capul tău de vacă. Nu-ți dau, mă, nimic. Oricum nu se pune. Deci, bine, fii atent. Deci, regulile sunt... Ai și tors, mă, bogatule. Uite la el. Așa. Regulile ar fi în felul următor. Nu se pun capetele noastre. Deci dacă ne omorâm între noi, nu se pun. Și nu se pun capete pe care deja le avem la noi. Adică ăsta de vacă nu se pune. Ce mai ai vrea? Adică e bine. Da, și nu se pun, de fapt, să se, ce ziceți, să se pună dacă faci rost de două capete de un fel? Păi da. Da. Ok, păi, bun. Cum adică? Da, merge. Și câștigătorul ia tot. Deci contează capetele. Cine are cel mai mare număr de capete, dar din nou nu se pun a noastre și nu se pun cele pe care deja le-am dropat. Bun, fii atent, din moment ce suntem 4, hai facem 2v2. Bun, hai să facem 2 versus 2. Bun, eu mi-au partenerul, frățiorul meu, că avem shop împreună, Eddie. Ok, și atunci eu cu Panda mergem, mai și totem, mai și zic că ai looting, te rog. Am looting. Mamă, stai bogat, bă, l-am luat pe ăla șmecher cu looting. Vezi că și eu am looting, fraiere, hai să vedem care e mai tare. Bun, deci stai așa, hai, să pregătesc timerul. Ia. Ai cu timer de ăsta. Păi eu da, avem 30 de minute viețile la dispoziție. Viețile mele, eu vă pun timerul pe ecran, că eu sunt editor de la 30 de minute timer. Păi și eu pun 3, 2, 1, start, hai da, mergem! Pa. Panda, hai după mine! După 2 minute de mers, am dat de un râu și când ne-am apucat să notăm după somoni, s-a întâmplat asta. Looting-ul ăsta e stricat? Aparent da, e stricat. Eu am prins și un pic și becul aici pe sub apă să se vadă ceva. Ia uite, încă unul. Bă, stai un pic. Bă, nu te cred. Trei. Bă, n-ai. Nu, bă. Nu. Bă, două la rând. Hai mă, că am și unul. Bă, hai că am și unul, am și unul. Ai și tu unul? Bun, stai să am mai facem. Deci eu zic cu astea suntem rezolvați. Nu cred că au ei patru deja. Da, nu, trebuie, din păcate. E concurs. N-avem ce face. Okay. Oh, perfect, ai văzut? De-aia ok, zicea. Ok, da. Bă, da, aparent că ai dau capete. Da, păi de obicei ăștia care nu prea dau. Uite, și mie mi-a dat, nice. E amuzant că tu, fără looting, dropezi capete mai bine. Ei, asta e, mă plac pe mine animale. Știu eu cum să le dau. E așa după... Nimic. Păi da, că trebuie să le dai într-un anumit fel. Fii atent, da? Din astea 3, unul îmi dă. Deci una, două, trei. Ok, nu. Ceva? Nu, din ăsta îmi dă, am greșit. N-am tăiat bine, stai, că din albina asta îmi dă. Ce zici, Dum? No. Da, ia uite, mai avem o încercare. Hai, încearcă tu pe albina asta.
Bă, asta îmi dă capul 100%. Asta trebuie să-ți dea, hai. Deci. Ok, da, da. Deci da, ok, s-a dus. Nu, că okay, vine mai jos acum. Trebuie să-i dau, o, vezi? Bă, astea-s diferite. Da, da, asta voiam să zic, că-ți dă angry și îți dă normal. Eu am una normală. Bă, am trei. Deci unul e angry bee, angry pollinated bee și normal. Really? Damn, da, deci da, înseamnă da, că ai bee, pollinated bee, angry bee și da, angry da, pollinated. Da. Deci ai da, patru da, variații da, la capul ăsta? Ce tare. Momentan trei. Da, dar trebuie da, să fie patru. Da, sigur, e și a patra. Damn, aia da. Hai, intrai cere, cine ajunge primul? Cine ajunge primul? Aproape am ajuns. Aproape ai ajuns? Da. Ai ajuns? Hai. Nu. Hai, du-te. A, ok. Hai, da. Ok. Hai, okay, hai, okay, sus. Op. Hai, sus. Hai, Panda, okay, știu că poți. Hai. Încerc. Hai că se poate. Încerc. Să le scriu la băieți. Mai avem timp? Păi ultimele 5 minute trebuie să ne întoarcem așa încet. Ok. Hai că ajungem la timp. Ajung, dacă ce ziceți băieții? Am ajuns și noi la fix. La fix am ajuns și noi. Dacă eram inspirat să fac stânga când ne-am făcut roata muntelui o tură. Wow. Da. Yay! Păi voi aveați coordonatele oricum, da. Da, ne-am descurcat. Ce ziceți? Punem noi în butoiul ăsta de aici. Da, în butoiul ăsta și puneți voi în butoiul... Ce? Puneți voi prima oară, că sunt curăț așa. E, nu că voi furați, mă. E, nu furăm. Nu, punem toți deodată. Bun, voi câte aveți? Câte aveți? 17. 17? Noi avem Panda 19. Wow. Așa bă, că mai stăteam, uite, vezi? Mulțumesc, băieți. Apreciem. Ia bă de acolo până nu iau ei. Bă, dar știi ce e bine? Că le-am dat multe dubluri, frate, nu prea să facă cu ele. Da, dar lasă-mă că e bine. Mamă, 6 urși polari, serios? Da. Îți amintesc dacă mai omoram niște villageri. Am omorât toți villagerii, mamă. Ce, bă, dar de ce am omorât, mă, village? Puteai omorâ pești. Ce e? Cine a omorât? Puteați omorâ pești. Mai omorâ și pești. Păi nu se vede, două squiduri. Au omorât și o pisică. Au omorât și o pisică. Păi și măcar un cap de pisică albă, ce-i drept, îmi place. Ia uite, ăsta are cap de lamă. Nu știu, eu zic în felul următor, uite. Un cap de urs polar la fiecare și un wow, cap de villager la fiecare. Cred că e ok. Wow, wow, îți mulțumim. Ești de treabă, puiu. Păi hai să facem împărțeala, nu? Dacă tot au plecat ei. Bă, sincer, nu știu ce să păstrez. Nu știi ce să okay, păstrezi? Păi ia orice vrei de aici și la dubluri să iei neapărat. În rest, pot spune că acest concurs a fost cea mai bună metodă de a face rost de capete, însă pentru început doar, deoarece pe viitor voi avea nevoie de capete cât mai diverse. În momentul de față totuși am 12, cu încă 2, 14 și cu ăsta de vacă 15 tipuri de capete, nu destul pentru un muzeu, însă să fie acolo. Și pe viitor, cum am zis, ar merge ceva la scală mult mai mare, dar vedem noi. Până atunci ar trebui să-mi bat capul cu niște lucruri mai importante, cum ar fi diamantele, că încă sunt full fier și băieții au full diamond, se înceantați. Ia uite cât a conac în partea aia, Peter și-a făcut și el căsuță, plus l-am văzut full diamond, așa că mă duc să fac rost de diamante. Iar în timp ce minam, am dat de un schelet ce avea arcul enchantat și încă 3 prieteni cu el, așa că s-a întâmplat asta. Și uite așa, am murit cu un stack de diamante după mine, plus târnă cu apele enchantate. Olio. Și m-am trezit la colpir, că filmasem un short. Privind partea bună, măcar am un bloc de diamant de la colpir. Totuși sezonul ăsta am o problemă, parcă nu mai știu să joc Minecraft. Pe bune, serverul e online de 10 zile, iar eu, dacă mă uit la statistici, am deja 18 deaturi. Cum l-am făcut pe al 17-lea, vă întrebați? Ei bine, cineva mi-a scos Powder Snow de aici și am pus apă de moment, dar oricine ar fi făcut asta o să plătească, deci e război, pe bune, îl prind. Și de ce zic că o făcut-o, nu neapărat intenționat, dar o făcut-o cineva, pentru că aici sunt carpeturile, da? Deci în cufărul ăla le-o lăsat. Vai, las că îl prind eu, război! Dar bine, sărim pe asta chestia asta,
hai să vă arăt pentru cei care n-ați fost pe live-ul de duminică ce lucruri am reușit să găsesc pe parcursul a 3 ore. Pe lângă aceste armor trimuri, am 3 cornuri sau coarne, nu știu exact de asta, ponderii cel mai șmecher. Altă viață, chiar pe ăsta l-am vrut și am 3 diamante plus de la Nenea Colpir pe undeva pe aici, da, uite, și capul lui Eddie la colecție, măcar n-am pierdut tridentul, am fost mega inspirat să-l las acolo. Și ca diamante am 12 bucăți, deci tot mai trebuie să fac rost de destul de multe, însă am o idee. Întâi îmi fac unelte de fier plus armură, de fapt stai, unelte de diamant plus armură și voi împrumuta puțină experiență de la spawnerul lui Peter. Din primul enchant pe acest târnăcop a căzut eficiență 4 și am breaking 3, iar acum pe ăsta aș vrea niște seal touch, dacă se poate. Ia uite, eficiență 4, am breaking 3 și seal touch, perfect. Pentru că i-am folosit spawnerul, o să-i las mai mult lapis lui Peter plus un diamant acolo, o să fie așa, atât am șeful, sper să nu fie prea puțin și am plecat la o sesiune puternică de minat.